Qigongul este un ansamblu de tehnici care combină mișcarea fizică cu o anumită respirație și, foarte important, cu o anumită activitate mentală. Aici e esența care diferențiază o simplă gimnastică sau o simplă mișcare fizică de Qigong. Și avem un principiu foarte important în Qigong care spune: acolo unde este mintea, acolo este și energia. De fapt, asta înseamnă Qigong-ul. Ne dezvoltăm această abilitate, această maestrie de a lucra cu energia în interiorul propriului corp. Exercițiile astea, chiar dacă par foarte simple, chiar dacă pare un simplu stretching, există efecte de vindecare. Am 76 de ani și nu iau niciun fel de medicamente. Am o voință că îmi reușește tot ce propun. Și asta am dezvoltat cu Qigong-ul. Sănătate, vitalitate, longevitate, evoluție spirituală sunt principalele beneficii ale Qigong. Da, sunt foarte bine însumate, așa cum le-ai spus. În mod ideal, dacă reușim măcar o jumătate de oră să practicăm o tehnică de tipul Qigong-ului, cu siguranță toate efectele pe care le-ai menționat, sănătate, longevitate și, bineînțeles, și evoluție spirituală, le vom obține, dar în timp. Ca orice fel de lucru, dacă vrei să obții rezultate, trebuie să îl aplici. Adică să faci, să ai perseverență, să faci în fiecare zi, cum zic, ca și picătura chinezească, o expresie pe care toată lumea o cunoaște foarte bine. Și de așa, fapt, la asta se referă. Pic, pic, cu pic, cu pic, cu pic și ajungi atunci la niște rezultate extraordinare, atât de plăcute, încât te și întrebi, oare cumva cum ai putut să treci înainte de a le avea? Pentru mine a fost magic și mi-a schimbat viața în bine, în foarte multe feluri. Consider Qigong, de fapt, pentru mine, o modalitate ideală de a menține echilibru atât fizic, cât și mental și, dacă vreți, chiar și spiritual. Pentru că Qigong-ul nu este doar un ansamblu de tehnici, ci este mai mult de atât, este o atitudine generală față de viață. Semnificația numelui. Qigong-ul este un ansamblu de tehnici care combină mișcarea fizică cu o anumită respirație și, foarte important, cu o anumită activitate mentală. Aici e esența care diferențiază o simplă gimnastică sau o simplă mișcare fizică de Qigong. Faptul că atunci când practicăm, noi ne gândim la ceva, adică avem o anumită intenție, iar intenția respectivă produce în corp o anumită circulație a energiei. Deci presupune un pic mai mult decât să-ți miști corpul într-un anumit sens sau imitând o anumită mișcare. Faci ceva și cu mintea și asta, de fapt, te ajută să îți întărești și acest mușchi, ca să zic așa, și să devii o persoană mai puternică, mai rezistentă, din foarte multe puncte de vedere. Acum, dacă e să ne uităm efectiv la etimologia cuvântului, qi înseamnă energie, iar kung provine din sintagma kung fu, adică măiestrie. Lumea sau majoritatea lumii au auzit despre kung fu pentru că au văzut filmele acelea de arte marțiale cu Jackie Chan și se gândesc că kung fu egal arte marțiale. Ei bine, pe lângă o măiestrie pe care poți să o ai în artele marțiale, poți să ai măiestrie în diverse domenii ale vieții. Poți să ai măiestrie în inginerie, în desen, în dans, în arta scrisului, în matematică, în fizică, în diverse lucruri care sunt foarte, foarte mundane, dar poți să ai energie, măiestrie și în a lucra cu energia. De fapt, asta înseamnă Qigong-ul. Ne dezvoltăm această abilitate, această măiestrie de a lucra cu energia în interiorul propriului corp. Există mai multe tipuri de Qigong.
nu este doar mișcare fizică, ci este însoțită de activitate mentală și avem un principiu foarte important în Qigong care spune: acolo unde este mintea, acolo este și energia. Practic, având o anumită activitate mentală, facem ca energia să circule într-un anume fel pe meridiane. Exercițiile astea, chiar dacă par foarte simple, chiar dacă pare un simplu stretching, există efecte de vindecare. În ce condiții ați descoperit Qigong? Din motive de sănătate. Am avut două inele dislocate la coloană și cineva mi-a spus de cursurile maestrului nostru de Qigong. Cam sceptică la început, am refuzat de vreo două ori, până m-am ajuns. De ce? Pentru că nu aveați informații? Fiindcă nu mă explica suficient. Eu vine un maestru, face ceva, o să vezi, dar spune-mi ce. Și așa am ajuns la primul curs. A fost meditație foarte reușită și pe urmă m-am dus într-o tabără, vara. Și în tabăra respectivă, într-o meditație, un flux energetic pe coloană și de atunci n-am mai făcut crizele astea de discopatie, fiindcă făceam crizele dintr-un tușit sau când eram aplicată la pipetă să mă spăl. Și asta mă ținea o perioadă cu infiltrații, știți ce presupune asta. Așa am ajuns la Qigong. Pe urmă am început să practic așa mai serios, am deschis sală în Baia Mare, am format noi asociația de Qigong. A fost dificil pentru dumneavoastră la început? Până n-am știut, în primul rând, că Qigong merge și prin înțelegere. O spune mai. Nu e doar exercițiu fizic. Nu, dacă nu folosești mentalul, este doar o gimnastică, care are sigur efectele ei. În schimb, nu o să ne dezvolte și mentalul. Or, asta este totul. Dacă ați văzut în exercițiile astea, când ne ducem palmele la sol, eu trebuie să-mi imaginez sau ca și cum ating cu el, chiar dacă nu reușesc, să spunem că n-am mobilitatea suficientă. Deci totul se face cu mental. Și atunci sunt efectele extraordinar de bune. Sunt transformări reale pe care le-ați resimțit sunt în acești și ani? Asta trebuie să facem, să observăm tot timpul. Să mă observ pe mine, să văd ce s-a schimbat. Fiindcă se produc mici minuni, cum le spune masterul nostru. Adică, să spunem că în perioada de început, poate că nu mai e nevoie să dormi așa de mult, sau mănânci mai puțin, sau mănânci mai mult. Deci se reglează, se ajustează corpul, mintea și respirația. Astea sunt cele trei reglaje printre primele. Fiindcă totul merge cu mentalul. Și cum știm că aproape totul s-a făcut prin mental sau prin intenție, nu? Din cauza asta sunt efectele așa de bune. Și pe urmă, practici de sală, tabere, plus că se mai întâmplă, cred că știți din științele, să spunem, extrasenzoriale, nu? Se pot dezvolta capacitățile latente din centri energetici. Qigong-ul este arta vieții. Vezi și simți pe ceilalți, relaționezi altfel, te simți bine în pielea ta, corpul devine flexibil, mintea la fel, nu-ți mai faci griji, nu-ți mai faci probleme. Cu adevărat important să ai grijă de tine, să te bucuri de viață și să celebrezi. Este într-adevăr un mod de viață care integrează pe lângă aceste exerciții fizice cu activitate mentală și un anumit tip de respirație și un fel de a trăi, dacă vrei, o filozofie de a trăi. O filozofie a omului rezistent, care nu se lasă doborât de toate lucrurile mai mari sau mai mici, care inevitabil apar în viața tuturor. E esențial ce ai spus, omul rezistent. Asta înseamnă că te pune în echilibru, te centrează, îți dă rezistența fizică a trupului, dar și cea mentală. Și cea mentală. Și asta este, acolo este cheia, pentru că prin acest mental, oricine poate să obțină rezultate foarte bune, chiar dacă, să zicem, genetic sau din naștere nu a fost dăruit cu o rezistență fizică deosebită. Da? Cum să zicem, sunt unii sportivi care se nasc din start, se vede pe ei că pot să facă niște lucruri extraordinare cu corpul lor. Ei bine, Qigong-ul îi ajută pe toți oamenii obișnuiți să poată să ajungă la anumite performanțe, atât fizice cât și mentale. Sunt foarte conectate, deci mintea cu corpul sunt foarte conectate și de altfel
chiar și sportivii, dacă nu ar avea o minte puternică, nu ar putea să ajungă la rezultate. E diferența aceea pe care toată lumea o știe, că cineva care are un talent înnăscut, dacă nu și îl cultivă, poate fi depășit de cineva care poate nu are așa de mult talent, dar e dispus să muncească mai mult ca să poată să obțină. De aceea Qigongul se adresează oricui. Se întâmplă să existe și vindecări în cazul bolilor. În unele spitale știu că se tratează prin tehnica Qigong anumite boli. Ce ne poți Da, în China știu că se folosesc diverse metode de acest tip, de tipul acupuncturii, moxibustie, Qigong și metode de sau masaj terapeutic și care se folosesc fie pentru persoane care nici nu mai se bazează pe sau din start doresc o astfel de abordare comparativ cu medicina pe care acum o percepem ca fiind uzuală, da, pot să apară rezultate de acest tip și de obicei persoanele care practică Qigong imediat după ce încep pot să observe că își simt corpul în mod diferit. Cu mențiunea că e foarte important ca să nu ajungem acolo. De fapt, în Qigong despre asta vorbim, despre a nu ajunge în situația de a ne îmbolnăvi. Practicăm pentru a ne menține armonioși, sănătoși și longevivi. De cât timp practicați Qigong? De 15 ani. Am fost foarte bolnavă. În fiecare an am mers în tabără cu maestrul Lin Kaitin și acolo m-am vindecat de boli. Am 76 de ani și nu iau niciun fel de medicamente. Și la vârsta mea asta e aproape că o minune. Și place foarte mult, umblu la sală, nu lipsesc niciodată. În fiecare zi? Pe săptămână. De două ori la sală și zilnic fac acasă, zilnic. Am fost foarte bolnavă și am scăpat de boli. Și am o voință că îmi reușește tot ce propun. Și asta am dezvoltat cu Qigongul. Am auzit că nu sunteți veterană în acest rost. Nu sunt veterană, că avem încă o doamnă, 84 de ani, și se simte foarte bine și ea. Am reușit să formăm comunități de Qigong, de practicanți, atât în Baia Mare, cât și într-un alt oraș, în Sighet, în județul nostru. De asemenea, am mers cu cursuri și prin Cluj, prin Oradea, adică și am încercat să formăm mici comunități și, de fapt, chiar și în China antică, practicanții de Qigong asta spuneau despre ei, că formează, sunt membrii unei familii interne și asta și simțim că suntem cumva într-o familie. În China antică, nu foarte multă lume avea acces la Qigong, adică era împăratul, familia împăratului, anturajul împăratului. După aceea erau călugări din călugări taoiști, de exemplu, călugări budiști. Viziunea medicinii tradiționale chineze, care este una dintre filozofiile la baza, care se află la baza Qigongului, este că pe lângă carne și oase și tot ceea ce vedem, lucrurile materiale din corpul nostru, noi, de fapt, în interior avem un sistem de canale de meridiane energetice pe care energia trebuie să curgă liber pentru a avea un corp sănătos și armonios. Astfel, prin practicarea Qigongului, învățăm cum să facem o circulație bună a energiei în organism și astfel să fim longevivi. Dacă avem un corp sănătos, automat vom avea și longevitate. Ce facem de fapt este că ne readucem în prezent, ne readucem atenția la propriul corp. Avem această tendință în timpul zilei de a uita de noi înșine, datorită felului în care suntem angrenați în cotidian. Și atunci aceste exerciții de încălzire, de mobilitate ne ajută să
venim în prezent. Dacă practicăm metodele acestea măcar o jumătate de oră pe zi, cu siguranță face diferența. Depinde de tipul de exercițiu, dar avem și exerciții intense, deci nu sunt toate așa asemănătoare baletului, dacă vreți. Sunt și exerciții care te solicită și în special îți solicită mintea, pentru că mintea este acel avocat al diavolului care îți spune că e ok și așa, lasă, ai făcut destul astăzi, nu-i nicio problemă, poți să cedezi. Da, dar abandonul e la îndemână pentru oricine. Abandonul, da, e la îndemână, dar noi cultivăm, de fapt, o atitudine diferită, o atitudine în care perseverăm. Noi în Qigong avem, sau în metoda noastră de Qigong, în stilul Qilin Kung, avem mai multe astfel de tehnici de colectare de qi. Aceasta se cheamă colectarea qiului cu ajutorul palmei. De ce facem asta? Avem nevoie de energie pentru a ne desfășura activitățile zilnice, pentru a trăi. Se consideră în Qigong că luăm energie din afară, prin hrană, în primul rând, prin respirație, dar de asemenea că există și tehnici prin care poți aduce energie în corp. Este o tehnică foarte veche, are probabil mii de ani și treptat a fost rafinată astfel încât atât forma fizică, cât și activitatea mentală să fie adusă la o esență, astfel încât să aibă efectele cele mai benefice pentru corp. Îi ajută pe cei care vor să scadă în greutate? Da, poate să ajute la scăderea în greutate prin reglarea funcționării organismului. Atunci când practicăm, dacă facem anumite exerciții, acelea pot să regleze funcționalitatea organelor, funcționalitatea sistemului digestiv și să se producă acest efect al slăbirii. Dar depinde care este cauza. Noi în Qigong întotdeauna căutăm cauza. Cum integrăm aici yin și yang? Ce înseamnă yin și yang? Înseamnă o curgere, de fapt. Așa cum ziua vine după noapte și noaptea vine după zi, așa întotdeauna yangul vine după yin, yinul după yang și fiecare dintre ele conține sămânța celuilalt. Astfel că niciodată o situație din viața noastră nu este sau un moment nu este niciodată pur yin sau pur yang. Întotdeauna el conține și potențialul celuilalt. Atunci când practicăm Qigong, luăm în considerare diferite momente ale zilei care au o preponderență yang mai mică sau mai mare. De exemplu, cel mai bun moment pentru practica Qigongului este între 5 și 7 dimineața, când noaptea se transformă în zi, adică yin-ul devine yang. Momentul în care totul începe să crească. Tot ceea ce are viață se trezește. Așa și pentru noi, când practicăm, avem oportunitatea să trezim, să punem în mișcare energii în corpul nostru pentru a ne trezi, pentru a deveni mai puternici, pentru a regla anumite probleme. Deci o energie care este foarte, foarte benefică. Pe de altă parte, dacă îi să luăm un alt moment al zilei, de exemplu de la 12 la 1, acel moment este un moment de maxim de yang. Persoanele care, de exemplu, suferă de frig, pot să practice anumite tehnici în acel moment pentru a acumula cât mai multă energie de tip yang. Unul dintre exercițiile, de exemplu, pe care noi l-am practicat, colectarea energiei, acel exercițiu, dacă se practică în acest moment al zilei, între 11 și 1, vei colecta o energie preponderent yang, care automat îți încălzește corpul. Da? Și tot așa, fiecare perioadă a zilei are un moment specific. Deci sunt câteva ore speciale. Sigur că dacă n-am prins perioada, nu înseamnă că nu trebuie să ne facem exercițiul pe ziua respectivă. Da? Deci nu contează. Dacă n-am apucat, nu s-a evit ocazia, nu-i nicio problemă. Important este să facem. Se deschid capacitățile din centri energetici pe măsură ce tot practici. Nu trebuie să le ignori, dar nu trebuie nici să te entuziasmezi. Fiindcă atunci să rămâi în balanță. Să rămâi să observi tot timpul și să pară că tot timpul ce se întâmplă este normal.
Deci este perfect, nu-i... Da, asta înseamnă un antrenament zi de zi. Din cauza asta se... Da. În fiecare da, zi. Da. Din cauza asta se spune că qigongul se poate practica 24 de ore din 24. Avem tehnici pentru dormit qigong, când mergem pe drum mers qigong, alergat qigong, sau pur și simplu când vorbesc cu dumneavoastră, dacă observați ce fac cu degetele. Și asta înseamnă tot o tehnică, știți? Ca să nu pierdem timpul. Să ne cultivăm viața, cu alte cuvinte. Asta înseamnă. Fiindcă pornesc ce meridianele. Ce exemplificați? De citat. Apăs pe unghie până la capăt. Da. Și pe urmă merg pe... Așa. Și asta fiindcă pornesc meridianele, asta ajută să deschidă meridianele a brațelor. Care merg pe brațe. Meridiane Yang. Relaxare sau concentrare sau la ce ajută? Eu sunt atentă la ceea ce fac aici, știți? Și oricum vine partea de presare, știți? Și asta este ca și orice mișcare, se vede un mic efect, cu atât mai mult cât este mentalul. Dar ca să ne cultivăm 24 din 24 de ore viața, nu? Avem tot felul de tehnici, unele mai spectaculoase ca altele. Deci pentru mine a fost odată, din punct de vedere al sănătății, ultra benefic, fiindcă n-am mai făcut crizele respective. Zic că mi s-au dezvoltat și alte, cum să vă spun, am devenit mai, să spunem, un pic mai înțeleaptă. Fiindcă tot timpul te ajustezi. Și te redescoperi. Redescoperi. Se întâmplă chestii, lucruri care nu te-ai fi gândit până atunci că poți să le faci tu. Spre exemplu, noi când practicăm asta, avem o activitate mentală care spune așa: cerul, pământul și eu suntem una, formăm un tot. Asta nu e o simplă... un simplu enunț. Nu e un simplu enunț, ci este, descrie de fapt o stare. O stare profundă la care poți să ajungi pe măsură ce practici. Să nu lăsăm să treacă nicio zi fără să practicăm, să facem ceva pentru noi. Mulțumesc, Oana. Și eu vă mulțumesc.